onorată asistență, îmi permiteți să salut prezența dumneavoastră, stimați referenți, conducători științific, membri a Consiliului Științific de CELESAR. Voi da știri decizii ANACER. Consiliul Științific Specializat, 1501-2476, la Universitatea Pedagogică de Statul Muntean de Genișcău, abilitat cu dreptul de a organiza susținere reprezii de doctor în știință de educație, domnul Grăceanu Vasile, cu tema particularității dezvoltării competențelor medicinale la conducătorii Institutului de Învățământ. Specialitate 531-01, Teorie Generală a Educației, conducător științific, Ciorba Constantin, doctor habilitat, profesor universitar. Componența Consiliului Științific Specializat, Coșocaru Victorie, președinte, doctor habilitat în știință pedagogică, profesor universitar, Zaganevski Corina, secretar științific, doctor în știință pedagogică, conferențiar universitar, Oraș Costică Viorica, doctor habilitat în știință pedagogică, profesor universitar, Șefciuc Maia, doctor în știință pedagogică, profesor universitar, Silistranu Nicolae, doctor habilitat în știință pedagogică, profesor universitar și referență oficial, Bursu Vladimir, doctor habilitat, profesor universitar și doamna Gaște Nina, doctor în știință pedagogică, conferențiar universitar. Toți membrii comisiei sunt prezenți, în afară de domnul profesor Bursu Vladimir, dar conform regulamentului se admite dacă este lipsă o persoană din componența Consiliului Științific Specializat. Toți membrii comisiei Consiliului Științific Specializat sunt personalități în domeniul științei de educație, publicații la tema cercetării. Așa, pretendentul la titlul științific de doctor în științe ale educației, domnul Grăceanu Vasile, cu tema particularitățile dezvoltării competențelor manageriale la conducătorii în instituțiilor de învățământ. Așa? Și conform procedurii, pretendentul, deci voi urmă cuvântul secretarului științific, care va da știri CV-ului pretendentului și ulterior dumneavoastră veți prezenta rezultatele cercetării. Poftim, doamnă Zahir. Mulțumesc, domnul președinte. Stați mult neapărat să vă salvați. Așa e, mersi. Stimată doamnă președinte, stimați membri ai Consiliului Științific Specializat. Domnul Grăceanu Vasile este absolvent al Facultății de Istorie a Universității de Stat din Moldova, specializare profesor de istorie și științe sociale și absolvent al aceleiași universități, a Facultății de Drept. Deține gradul managerial superior și gradul didactic superior. Între anii 1985-2020 a activat în calitate de director adjunct și ulterior director al Centrului de Excelență și Energetică în Energetică și Electronică din Chișinău. Disertația a fost examinată în ședința seminarului științific de profil din cadrul Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă, a confirmat prin decizia seminarului științific de profil din 27 martie 2024. Conform formularului de evaluare, au fost acumulate 65 de puncte din 75 posibile, teza fiind apreciată ca bună, necesită unele modificări, după efectuarea cărora și verificarea de către președintele seminarului științific de profil, se recomandă spre promovare în Consiliul Științific Specializat. Doctorandul a prezentat raportul privind modificările realizate în baza aviselor experte, la fiecare etapă de examinare a chestii. Menționăm în acest context faptul că actele din dosarul pretendentului la titlul științific de doctor în științe ale educației sunt perfectate în corespundere cu cerințele regulamentului privind constituirea și activitatea seminarului științific de profil, aprobat prin decizia Consiliului de Conducere a ANACER, numărul 38, din 10 octombrie 2008. Pretendentul a prezentat și rezultatele ANACER, care conțin peste 90% de autenticitate. Acestea sunt datele principale și privirile actele incluse în dosarul doctorandului. Dacă aveți întrebări, vă rog să da, poftim la... Nu sunt întrebări, vă mulțumesc, doamna secretar și ministru. Și voi oferi cuvântul domnului pretendent, domnul Grăceanu Vasile, la cursa 20 de minute, vă rog să relatați rezultatele cercetării dumneavoastră. Bună ziua, onorată asistență, stimate domnul președinte, stimați membri ai Consiliului Științific de Profil. Sunt Vasile Vânceanu și astăzi vă propun spre atenția dumneavoastră rezultatele cercetării materialelor materializate în teză de doctor cu titlul Particularității dezvoltării
dezvoltării competențelor manageriale la conducătorii instituțiilor de învățământ. Conducător științific domnul Ciorbu Constantin, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar. În lucrarea noastră am analizat conceptul de putere managerială, care stă la baza succesului profesional a activității unui conducător din instituțiile de învățământ. În manifestarea puterii manageriale, iar manifestarea puterii manageriale depinde de armonizarea relațiilor dintre trei elemente și anume competențele manageriale, ce implică capacitatea managerului de a folosi cunoștințele, tehnicile și metodele manageriale în actul de conducere, autoritatea managerială ca sumă de competențe profesionale și manageriale și responsabilitatea managerială față de sine și față de colegi. Față de sine, această responsabilitate se axează pe rolul său ca model, sursă de inspirație, persoană de ce dezvoltă talentele celor cu care lucrează, plecând de la calități cum ar fi caracterul exemplar, generozitate și răbdare. În general, actualitatea și importanța cercetării particularităților de dezvoltare a competențelor manageriale la conducătorii instituției de învățământ este axată pe analiza competențelor profesionale ale managerului, caracterizate de dublă profesionalizare a conducătorului instituției de învățământ, reflectată pe de o parte în cunoștințele și calitățile managerului și competența de a conduce pe de altă parte. Dar necesitatea cercetării reiese și din capacitatea de a dezvolta un sistem eficient de relații în mediul instituțional și modelarea continuă a comportamentului managerial. Aceste idei implică calitatea relațiilor de subordonații, acțiunile subalternilor, orientarea acestora spre obținerea de rezultate concrete, corespunzătoare obiectivelor stabilite. Astfel, pentru cercetarea particularităților de dezvoltare a competențelor manageriale, la conducătorii instituțiilor de învățământ am luat în considerație patru dimensiuni. Prima, autoritatea funcției pe care o ocupă managerul în instituția de învățământ. 2. Creativitatea managerială, fiind necesară pentru implementarea inovațiilor în educație și pentru a face față cu succes solicitărilor generate de schimbările tehnice, tehnologice și sociale. 3. Responsabilitatea managerului ca atitudine superioară interiorizată la nivel motivațional, afectiv și caracterial. Și 4. Puterea de rezistență a managerului la diverse solicitări. Reieșind din argumentele enumerate mai sus, concluzionăm faptul că cadrele manageriale din instituțiile de învățământ orientează întreaga activitate de conducere a instituției pe direcțiile trasate de misiunea educației și a idealului educațional, prin valorificarea competențelor manageriale și a experienței în domeniu, fiind însoțită de capacitate de inițiativă, de abordare corectă a problemelor, de capacitate de a folosi forțele și relațiile proprii și de a asuma eventualele riscuri. Astfel, scopul cercetării a fost orientat de fundamentarea științifică a metodologiei de dezvoltare a competențelor manageriale la conducătorii din instituțiile de învățământ. Reieșind din problematica, contradicțiile și scopurile cercetării, vom elucida în continuare realizarea celor patru obiective ale cercetării. Au fost în cadrul obiectivului numărul 1, au fost determinate fundamentele teoretice ale conceptului de competență managerială. Din literatura din domeniu, identificăm faptul că competențele manageriale sunt combinate cu temperamentul, aptitudinile și calitățile fiecăruia. Determină tipurile și stilurile de management. În acest context, sistemul competențelor manageriale poate fi perfecționat prin diferite forme de pregătire și perfecționare individuală sau colectivă. Astfel, se impune dezvoltarea competențelor manageriale la conducătorii instituțiilor de învățământ în structură, la nivelul personal. Sunt acele competențe ce permit realizarea echilibrului dintre cele 5 dimensiuni ale sinelui, corp, spirit, emoții și sisteme neurosenzoriale. La nivelul echipei, sunt competențele privind capacitatea de a motiva, a comunica. La nivelul cultural, sunt competențele ce conduc spre armonie în instituție. Conținutul teoretic selectat și analizat în literatura din domeniu
A stat la baza elaborării modelului pedagogic de dezvoltare a competențelor manageriale la conducătorii din instituțiile de învățământ. De fapt, dezvoltarea competențelor manageriale implică o strategie ce a inclus mai multe etape. La prima etapă, am analizat diverse modele de dezvoltare a competențelor manageriale descrise în lucrare, și anume, modelul belgian al dezvoltării competențelor manageriale, modelul de leadership pe mai multe niveluri ale performanței organizaționale, modelul brâncușian de dezvoltare a managerului inventator, modelul SWOT aplicat în diagnoza sistemică a instituției, modelul de leadership situațional și modelul tridimensional al leadershipului educațional. În acest slide avem proiectat modelul pedagogic de dezvoltare a competențelor manageriale la conducătorii instituțiilor de învățământ. Menționăm faptul că competențele manageriale se manifestă în patru domenii de activitate ale managerului care sunt descrise în standardele de formare a managerului, și anume conducerea strategică, conducerea instituțională, conducerea organizațională, conducerea publică și relațiile cu comunitatea. La fel, competențele manageriale implică realizarea funcțiilor manageriale, îndeplinirea rolurilor manageriale și calități manageriale. Realizarea obiectivului numărul 2 a vizat constatarea nivelului de manifestare a particularităților competențelor manageriale la conducătorii din instituțiile de învățământ. Astfel, în cadrul experimentului pedagogic, au fost incluși 258 subiecți, dintre care 270 conducători din instituțiile de învățământ general, din nivel preșcolar, primar, gimnazial, liceal, special, înscriși la studii de formare continuă în cadrul IFC în perioada 2017-2018, și 41 conducători din instituțiile de învățământ profesional tehnic, participanți la ședințele Consiliului Directorilor de Colegi în perioada anului 2017. Eșantionul cercetării se constituie din conducătorii instituțiilor de învățământ ce ocupă una dintre cele trei funcții administrative, și anume funcția de director, funcția de director adjunct pentru instruire și funcția de director adjunct pentru educație. Cercetarea experimentală s-a realizat în trei etape, pe perioada anilor 2017 și 2020. Prima etapă, experimentul de constatare, s-a realizat în perioada 2017-2018. La această etapă au fost aplicate instrumentele de cercetare cu 258 de subiecte. A doua etapă, etapa experimentului formativ, s-a desfășurat în perioada 2018-2019, în cadrul căreia am avut în calitate de scop implementarea modelului pedagogic de dezvoltare competențelor manageriale la conducătorii instituțiilor de învățământ, aplicând diverse activități practice, cum ar fi strategii, metode și tehnici de formare. Și a treia etapă, experimentul de control, s-a realizat în perioada 2019-2020, la care au fost aplicate instrumentele de evaluare și prezentare comparativă a datelor test-retest. În cadrul experimentului de constatare și în cel de control au fost aplicate patru instrumente de cercetare, și anume chestionarul autoevaluare calității manageriale, testul autoevaluare competenței de conducere, chestionarul valorilor profesionale și ancheta privind atitudinea față de inovații. În acest tabel am prezentat concordanța dintre instrumentele de cercetare aplicate și variabilele cercetării, ce implică 1. Competențe personale, adică autoevaluare, autonomie și siguranță profesională, responsabilitate, aspirații, recunoaștere și interesul pentru muncă. 2. Valori, cum ar fi altruismul, creativitatea, stimularea intelectuală, independența, conducerea altora și relațiile cu colegii de muncă. Și 3. Atitudini față de inovații, ce ar fi cunoaștere inovațională și atitudine inovațională. Acest lucru l-am prezentat și în structura modelului pedagogic de dezvoltare competențelor manageriale ale conducătorilor din instituțiile de învățământ. În continuare, vom prezenta rezultatele cercetării pentru etapa de constatare. În baza testului de autoevaluare a competențelor de conducere, a fost măsurată competența de conducere, care reflectă aptitudinea de a armoniza deosebirile interindividuale cu scopul de a depăși micile defecte și de a asigura coeziunea colectivă. Astfel, pentru valoare cu competența de conducere, la etapa de constatare a fost obținută o medie aritmetică de 53,69 și abaterea structurală și abaterea standard
egală cu 10,92. Următorul instrument de cercetare aplicat a fost chestionarul valorilor profesionale după SUPER, constituit din 45 de iteme. Scopul chestionarului este orientat spre determinarea următoarelor particularități măsurabile ale competențelor manageriale, cum sunt altruismul, creativitatea, stimularea intelectuală, independența, conducerea altora, relațiile cu colegii de muncă. În baza rezultatelor obținute pentru chestionarul valorilor profesionale din acest tabel, putem observa că cele mai înalte medii sunt specifice pentru trei valori. Pentru valoarea altruism, ce reflectă munca cu oamenii și contribuie la ameliorarea vieții acestora, am obținut medie aritmetică 9,43 și abaterea standard 1,35. O altă valoare profesională cu un nivel mediu înalt este creativitatea, valoarea care stimulează crearea noilor produse și aplicarea noilor idei și invenții. Media aritmetică este egală cu 8,68, iar abaterea standard 1,68. Și cea de-a treia valoare profesională cu un nivel ridicat este independența, valoare care permite persoanei să lucreze după propriul ei ritm și să aplice noile idei. Am obținut media aritmetică 6,98 și abatere standard 1,99. În baza anchetei privind atitudinea față de inovații, am obținut următoarele rezultate. Pentru variabila cunoaștere inovațională, media aritmetică este de 20,62 și abaterea standard 5,33. Cunoașterea inovațională se referă la înțelegerea și aplicarea noilor idei, metode și tehnologii în vederea generării de inovații și progrese. Aceasta implică acumularea de și utilizarea cunoștințelor pentru a dezvolta și implementa soluții inovatoare în diferite domenii. Pentru variabila atitudine inovațională, media aritmetică este 24,37 și abaterea standard 4,8. Putem menționa faptul că atitudinea inovațională reprezintă o mentalitate și o abordare orientată spre inovație și schimbare. Aceasta este caracterizată de curiozitate, deschidere către idei noi, dorința de a experimenta și de a găsi soluții inovatoare în problemele și provocările întâmpinate. Analizând profilul cadrului managerial, putem observa că există un șir de particularități măsurabile care corelează direct proporțional și desemnează influența reciprocă direct proporțională, ceea ce permite să conturăm profilul de competențe al cadrului managerial din instituțiile de învățământ, care este divers și cuprinde o serie de particularități, cum ar fi abilități, cunoștințe, valori și calități necesare pentru a gestiona cu succes activitățile și procesele dintr-o instituție de învățământ. Astfel, în urma efectuării analizei dispersionale, putem observa că există diferențe la următorii indicatori. Pentru creativitate, coeficientul Fisher este egal cu 7,366 mm și nivelul de semnificație cu 0,31 mm. Pentru stimularea intelectuală, coeficientul Fisher este egal cu 3,58 mm și nivelul de semnificație 0,35. Pentru relații cu colegii, coeficientul Fisher este egal cu 3,678 mm și nivelul de semnificație cu 0,33. Pentru cunoaștere inovațională, coeficientul Fisher este egal cu 3,89 mm și nivelul de semnificație 0,35. Concluzia etapei de constatare a scos în evidență particularitățile măsurabile, aceasta fiind un rezultat care merită a interveni cu anumite strategii pentru dezvoltarea calității activității profesionale. În acest context, realizarea obiectivului 3 ne-a permis identificarea strategiilor de dezvoltare competențelor manageriale la conducătorii din instituțiile de învățământ. Am organizat experimentul formativ cu 41 de subiecți, cadre manageriale din cadrul Consiliului Directorilor de Colegii, fiind divizați în două grupuri de experimentare. Primul grup experimental, 20 cadre manageriale au fost incluse și grupul de control, 21 cadre manageriale. Scopul etapei formative consta în dezvoltarea competențelor manageriale la conducătorii instituțiilor de învățământ, directorii de colegii în perioada anului de învățământ 2018-2019. Experimentul formativ s-a axat pe implementarea modelului pedagogic de dezvoltare a competențelor manageriale la conducătorii instituțiilor de învățământ,
bazat pe dezvoltarea a 6 particularități măsurabile ce caracterizează nivelul de dezvoltare competențelor manageriale, și anume autorealizare, stimulare intelectuală, creativitate, autonomie și siguranță profesională, cunoaștere inovațională, atitudine inovațională. În tabelul proiectat, prezentat, relația dintre metacategoriile, modelul tridimensional al leadership-ului și prioritățile măsurabile ale competențelor manageriale, subliniem faptul că competențele manageriale integrează toți cei 6 indicatori, de la autoevaluare până la creativitate, identificați în etapa experimentului de constatare. Ori, comportamentul managerului lider implică toate cele 3 obiective: sarcini, relații și schimbare. Analizând rezultatele obținute la etapa test, putem observa că rezultatele medii la cele 2 grupuri sunt foarte apropiate, iar diferențele statistice semnificative nu sunt evidențiate. Rezultatul mediu pentru grupul experimental, media aritmetică, constituie 53,95 sutimi, iar pentru grupul de control, media aritmetică, 54,95, ce reflectă competența de conducere. Astfel, observăm faptul că pentru indicatorul creativitate, rezultatele medii pentru grupul de control este 73,5 sutimi și pentru grupul experimental, media aritmetică, 73,25 sutimi. Variabila stimulare intelectuală este reflectată într-o medie aritmetică de 43,81 sutimi pentru grupul experimental. Am înțeles. În baza obiectivului număr 4, am verificat experimentul modelul pedagogic de dezvoltare competențelor manageriale la conducătorii din instituțiile de învățământ. Scopul experimentului formativ consta în dezvoltarea competențelor manageriale care contribuie la eficientizarea îndeplinirii atitudinilor, funcțiilor și responsabilităților conducătorilor din instituțiile de învățământ. Așa. Și vreau să menționez aici că la etapa de prezentare rezultatele medii pentru grupul experimental la etapa test-retest, putem observa că rezultatele medii la etapa retest sunt mai mari decât la etapa test, iar diferențele statistice semnificative sunt evidențiate. Rezultatele statistice arată că există diferențe semnificative la indicatorii măsurați la etapa de formare la grupul experimental, pentru care nivelul de semnificație este 0,5 sutimi, ceea ce ne permite să susținem că modelul pedagogic de dezvoltare competențelor manageriale la conducătorii instituțiilor de învățământ a fost eficient în formarea competențelor manageriale. Astfel, în urma analizei literaturii științifice din domeniul managementului educațional, dar și în baza experienței personale și profesionale, am dedus 5 particularități de dezvoltare ale competențelor manageriale care sunt expuse în tabelul respectiv. În calitate de concluzie, menționăm faptul că competențele manageriale decurg din responsabilitățile și rolurile pe care aceștia le îndeplinesc în cadrul instituției. Astfel, competența managerială a cadrului de conducere din instituții de învățământ presupune capacitatea de a stabili scopuri și obiective pertinente și de a stabili strategii adecvate îndeplinirii lor, capacitatea de a planifica și programa, capacitatea de a-și asuma răspundere. Rezultatele cercetării valorificate prin măsurare numărea particularități de dezvoltare competențelor manageriale pot contribui la, în mare măsură, la extinderea domeniului de cercetare a competențelor profesionale ale cadrelor manageriale. Pentru elucidarea mai amplă a domeniului vizat, identificăm și câteva direcții de cercetare de perspectivă, cum ar fi evidențierea gradului de influență a competențelor manageriale asupra calității procesului educațional, extinderea intervențiilor formative asupra cadrelor didactice și lărgirea investigațiilor asupra cadrului managerial din cadrul direcțiilor de învățământ. Vă mulțumesc pentru atenție. Da, și noi vă mulțumim pentru că v-ați încadrat în timp. Vă rog, luați loc, așezați la domnul Grăceanu și poftim întrebări. Cum se iau? Lăsați ca să răspund așa. Așa. Să răspund așa. Președinte, slavă Domnului, poftim întrebări. Până v-a
gândiți dumneavoastră, eu vă spun eu câteva întrebări. În rezumat, rezultatele științifice principale obținute în cercetare, dumneavoastră menționați că a stabilit particularitățile de dezvoltare a competențelor inițiale. Vă rog să numiți care sunt particularități de dezvoltare a competențelor inițiale. Rezultatele și a doua întrebare. Ce inovații ați promovat în practica managerială, fiindcă ați promovat inovații? Ce sunt două întrebări? Vă rog. Răspuns la prima întrebare va fi următoare. În urma cercetării experimentale am dedus până ce trei particularități de votare competențelor menajare. Prima, particularități măsurabile pe care le-am considerat variabilele de cercetare, cum ar fi autorealizare, autonomie și siguranță profesională, creativitate, stimulare intelectuală, cunoaștere inovațională și atitudine inovațională. A doua, particularitățile ce se referă la modul în care conducătorii instituției de învățământ gestionează relațiile cu cei din jur. Și a treia, particularitățile ce se referă la modul în care managerii își gestionează propriul comportament, self-management, conștientizarea de sine, gestionarea propriei persoane, motivație și așteptări de la propria persoană. Da. Și următoarea întrebare, suficient ați răspuns, ce inovație ați promovat în practica managerială? Fiindcă la noutate și originalitatea cercetărilor, rezultatul cercetării dumneavoastră menționați. Că ați, aici sunteți în felul următor, că contribuie ce? Promovarea inovațiilor. Ați promovat inovații. Numiți câteva inovații care le-ați promovat. Reieșind din experiența mea personală dacă, și profesională, dacă ar fi. Desigur că una din principalele particularități care ar fi este stabilirea dialogului cu subalternii și dialogul, în primul rând, cu echipa cu care conduc. Eu, în perioada a 26 de ani de activitate în funcție de director, m-am stăruit să susțin și să promovez și să înaintez colegii mei pentru a-și expune mai liber poziția, punctul de vedere. Chiar ieri m-am ciocnit, vă spun cinstit, cu un cadru de conducere care mi-a zis că nu, dacă eu am zis că așa trebuie să fie. Nu este corect toate astea și pe parcursul activității mele, relațiile de parteneriat cu colegii au fost la un nivel foarte înalt. Ca o inovație vreau să spun că începând activitatea în colegii electromecanici, am finalizat activitatea mea de conducere în Centrul de Excelență în Energetică și Electronică. Inclusiv activând și în cadrul Colegiului Politehnic. Astfel, trei colective au devenit un colectiv unic cu Centrul de Excelență în Energetică și Electronică. Deci consolidarea colectivului, care mi-a reușit, consider, foarte, foarte bine pentru aceasta. Deci să înțeleg că ați contribuit la o nouă structură, care de fapt ați realizat un proces. Bine, mulțumesc. Poftim întrebări. Da, poftim, doamnă, așa? Domnul Cinceanu, dumneavoastră, în conținutul lucrării, dar și în prezentare, astăzi ați lucrat în barma calitatea instituției de învățământ. Ce înțelegeți dumneavoastră prin această sintagmă? Dacă vedeți cumva o corelație între competențele manageriale care le posedă conducătorul și asigurarea calității instituției de învățământ. În procesul de activitate, calitatea mea ca conducător are simțire sau încă o dată în procesul. Dacă vedeți vreo legătură ca între competențele manageriale ale unui conducător și asigurarea calității unei instituții de învățământ. Sigur că este o legătură foarte strânsă între aceste două categorii, să le spunem așa. Eu, din punct de vedere științific, consider că
Una din activități este umanizarea procesului de activitate, a procesului de învățământ. Și relațiile de comunicare între noi, misiunea organizației, instituției, cultura organizațională care trebuie să persiste, dacă eu înțeleg corect întrebarea care mi-a fost pusă. Da, da. Cam una din cerințele și din punct de vedere științific și din punct de vedere practic este activitate pentru beneficiar, fiindcă scopul nostru este de a activa pentru elevi, pentru studenți, pentru beneficiari care sunt cei care, cum spunea directorul adjunct pentru instruire, da, cum spunea, că el zicea că nu voi ne trebuie, adică elevii, dar noi vă trebuie, eu nu sunt corect. Eu nu cred. Și tot timpul mă contrazicea, din potrivă. Noi trebuie pentru... Da. În lucrare, dumneavoastră, descrieți cele două accepțiuni ale management. Management ca știință, management ca art. La care din ele ai relații mai mult? Sau poate vă vedeți într-o relație de conexiune? Ca vorbim despre cunoștințe de management, aceasta este știința respectivă, iar calități și aptitudini manageriale, aceasta este arta de a conduce managerial. Eu consider că nu se suprapun una alta, merg în paralel și trebuie îmbinate ambele. Eu consider, după părerea mea, care poate să fie și incorrectă, eu tematica tezei de doctor este particular dezvoltării competenței manageriale la conducătorii instituțiilor de învățământ. Se are în vedere că instituțiile de învățământ, că astea sunt două, deci învățământ general, din care fac parte, începând de la și terminând cu colegii. Iar în învățământul superior, probabil este o oarecare totuși diferență, fiindcă este cu totul, este altă sală, este altă auditorie, este alt nivel, este alt intelect la urmă urmei. Întrebările de precizare și de presupunem că din Sfintele Păcate nu era nicio schimbare. Ar fi avut o cercetare sau nu? Dar cum să fac cercetare, că altfel nu aș fi aflat dacă este schimbare sau nu este schimbare? Nu se schimbă nimic. Rezultatul în principiu acelea. Dacă erau rezultatele aceleași... Dacă cercetarea a avut loc sau nu? Nu ar fi avut loc. Eu cred că, adică, cum se spun, întâi mai trebuia de lucrat. Lucrarea era exact așa, cum ne-ați prezentat-o, cum ați prezentat. Dar rezultatele
erau când nu s-a schimbat nimic. Luci pe cercetări, este? Este. Cercetarea nu avut loc. Este. Și eu am fost, chiar dar eu tot am fost participant al grupului respectiv. Acolo și de atâta e cercetare. Nu. Unde a fi miligrame, milimetri schimbare, dar cercetarea nu avut loc. Nu cu un novicior, suntem cu un director care a fost atunci directorul. Păi, domnul profesor Maideș spune valoarea adăugată. Care este valoarea adăugată? Totuși, bineînțeles, ați realizat o cercetare care demonstrează că dacă formăm, dacă sensibilizăm, deja bineînțeles. Dar bine, vă mulțumim și eu doamna profesor Goraș Costică. Am două întrebări aici. Am fost plăcut surprins de calitatea prezentării dumneavoastră și mi-ați răspuns la anumite dubii pe care le-am avut eu practicul culturii. Se vede că experiența pe care o aveți și relațiile interpersonale și de, așa v-a adus plus valoare în cadrul pentru că a fost venit să simt publice tezii dumneavoastră. O teză foarte interesantă aici, fiecare ar putea veni cu mie și una de alte perspective, dar totuși așa, în baza experienței și a studiului propriu zis pentru cercetarea doctorală, ce dificultăți, ce limite ați simțit dumneavoastră că au fost prioritare? Ce nu aveți în lucrare subliniate? Sau poate n-au fost limitele, dificultățile acestea, care au fost aceste, după programul nou, cere să punem limite, dar aici ar putea să zic programul vechi, nu știu dacă e ghidul. Nu, aici nu este, dar ca să fie mai clar, care diviziunea de cercetările dumneavoastră au fost mai complicate? Mai complicate de realizat. Păi, în primul rând, mai complicat mi-a fost de a realizat prima cercetare cu cele 258 de cadre nigeriale, fiindcă așa auditorii mari, sigur că este foarte, foarte, foarte mare și aceasta este una. Și la colegii mei, cei 41 de directori de instituții de învățământ, cum erau medii de specialitate. Eu am zis, chiar ieri discutând încă cu un director, că m-am întâlnit cu unii directori de instituții de învățământ, din cei tineri numiți în funcție, după aleși, adică în funcție, după 2020, după ce acum mi-a expirat și mie contractul de muncă, le-am spus că undeva în lucrarea mea, m-am axat pe o perioadă cam până la 2020, când eram încă în funcție. Iar după 2020 încoace, adică cu 21, 22, 23, au avut loc un șir de schimbări esențiale, care necesită o prelungire, poate, a temei, dezvoltare mai departe. Am gândit și eu la asta, că în perioada mi-a lungat așa, va cauza, da, mulțumim foarte mult. Și a doua întrebare, la final, aveți niște recomandări, dar, bineînțeles, sunteți un practician așa valoros. V-ați oprit la final doar la recomandări de ordin practic. Nu credeți că ați avea ceva dumneavoastră de sugerat și teoricienilor sau celor care fac politici de educație, factorilor de decizie din domeniul educațional, anume din perspectiva studiului realizat? Practic, acolo am văzut că aveți câte colegi și ați muncit cu ei, aveți programul ăsta, programa formativă. Da, am înțeles. Una din, deci, ca să fiu succint, una din căile respective, aș vedea responsabilizarea grupurilor, grupului,
de depresioniști responsabili pentru formarea specialiștilor în domeniul managementului educațional, responsabilizarea grupului, a cadrelor de profesori. Altă cale ar fi completarea suportului de curs la specialiștii care studiază în învățământul superior la ciclu masterat, cum este la management educațional, cu demersuri praxeologice, elemente de training, seminare aplicative și cursuri de formare continuă. Și ultima, adaptarea activităților formative elaborate în diverse sarcini educaționale, formale și non-formale, cu scopul de dezvoltare competențelor manageriale. Deci, eu consider că un manager, chiar ar fi eu așa cum, mai simplu, nu poți să devii un manager cu un bagaj de cunoștințe care ai stopat și mai mult nu te dezvolți. Deci este vorba de o viață trăiești, o viață înveți. Asta de este... demonstra. Mulțumim frumos! Da, mulțumim, doamna profesor! Domnule Răceanu, într-adevăr, experiența cu nevastă, am urmărit tot pe faptul întregului text a lucrării, un text pe înțeles tuturor, așa v-ați adaptat dumneavoastră. Și întrebarea mea este la pagina 94, aveți un subcapitol care se numește strategii de dezvoltare a competențelor manageriale la conducătorii în instituții de învățământ, diferența dintre strategii și metode, pentru care este metoda brainstorming, semiotica și așa mai departe, nu este la spuneți strategii. Care a fost raționamentul denumirii subcapitolului în strategii, nu metode? Pentru că mai departe utilizați opțiunea de metode. Dacă putem face o diferență dintre metode și strategii. Eu aș zice așa că metoda, așa, fiu mai exact, metoda nu trebuie să fie utilizată de dragul metodei. Deosebirea dintre metodă și strategie ar fi diferența între faptul că metoda didactică este instrumentul, iar strategia didactică ar reprezenta un proces mai amplu care ține și de o metodologie mai dezvoltată, o metodologie mai amplă pentru o realizare a obiectivului. Deci înțelegem că programul formativ, cum ați folosit aceste metode, le-a s-a adaptat în funcție de niște obiective. Da. Așa, 4 au fost obiective. În contextul, poate în continuare a întrebării care a adresat-o și doamna Coraș-Costică, aveți un grup de studii extins de subiecte care au participat la experimentul formativ, cu diferite experiențe de activitate profesională pentru că a descris și lichimea muncă, care are și ea un rol important în manifestarea și dezvoltarea competenței manageriale. Tot aici vreau să propuneți și obiectivele experimentului formativ. Sunt câteva obiective. Care a fost dificultatea valorificării acestei obiective prin eșantion așa de amplu cu experiență diferită de muncă, cu vârstă diferită și cu atribuții diferite de angajare în muncă? Pe nivel managerial. Greutatea care am întâmpinat-o față de categoria aceste de intervievați, colegi cu care am activat în procesul de muncă, parcă nu am simțit eu mari greutăți și nu m-am ciocnit cu o neclaritate la întrebările puse, la anchetele care au fost înaintate pentru examinare. Deși, desigur că auditoriul era diferit
și după experiență, și după stajul de activitate, după nivelul respectiv, de, fiindcă, cum am ați menționat dumneavoastră, eu am menționat și faptul că au fost și conducători de subdiviziuni, cum ar fi directori adjunți, de exemplu, la nivelul de școli profesionale cu studii de colegi. Este clar că este o deosebire. Da. Dar putem să facem totuși o claritate. Deci dumneavoastră să nu durești atiuă în cadrul experimentului de consultare. Ulterior ați realizat ce? Experimentul de formare. Și iată întrebarea. Cum ați selectat situațiile de învățare în programul formativ? Pentru că eșantionul a fost foarte pestriț, așa am înțeles. Și iată ulterior dumneavoastră trebuia să selectați, să întocmiți situații de învățare în programul formativ. Deci după experimentul de consultare ați văzut care este situația. Cum ați selectat situațiile de învățare în programul formativ? Desigur că în cadrul Institutului de Formare Continuă, acolo unde am făcut mai multă activitate în domeniu, un mare ajutor mi-a fost acordat din partea regretatului domnul Vancea, care m-a consultat și în cazul dat am fost nevoit ca să solicit ca auditoriu să fie totuși mai omogen din punct de vedere al pregătirii profesionale, din punct de vedere al stajului și din punct de vedere al studiilor finalizate. Și s-au pus diferite obiective, reieșind toate că, într-adevăr, la un manager nu poți, indiferent de ce nivel de instituții de învățământ conduce, cerințele trebuie să fie unice. M-am stăluit și eu să le fac să fie cerințele unice și mi-a reușit totuși, într-o oricare măsură, doamnă președinte, ca să obțin rezultatele respective care au fost elucidate în lucrare. Dacă mai sunt întrebări, dacă nu sunt întrebări, mai mult cred suficient că regentul a răspuns la toate întrebările. Acum eu ofer cuvântul secretarul științific, doamne Stăriescu, să aducă la cunoștință așa, avizele care au venit. Nu. Și nota informativă. Avizele și nota informativă. Poate voi mi-e crește. Acum puteți să vă așezați. Da, sunteți, pe mine nu mă ascultați, eu nu mă propun atunci conducătorul științific. Vă așezați și deja... Stimați domnul președinte, stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, pe data de 30 iulie 2024 a avut loc ședința preliminară a membrilor Consiliului Științific Specializat în cadrul căreia s-a examinat nota informativă a ANACEC și gradul de realizare în teză și rezumatul tezei a recomandărilor și obiecțiilor înaintate, fiind stabilită și data susținută. Deci ziua de azi. Pe data de 5 august 2004 a fost publicat rezumatul tezei și expediat organizațiilor indicate în regulament. Menționăm faptul că la toate etapele de examinare a tezei, cum am spus și anterior, deci pretendentului au fost înaintate sugestii și recomandări, dumnealui a perfectat textul lucrării, ținând cont de acestea, și a prezentat rapoarte privind modificările realizate în baza avizelor experților anexate la dosar. Acest fapt a permis trecerea de o etapă de examinare a tezei la alta și respectiv susținerea de astăzi în Consiliul Științific Specializat. La rezumatul tezei de doctoră știință ale educației au parvenit 8 avize. Deci, de la doamna Jocmina, doctor în pedagogie, director al Liceului Teoretic Gimnaziu Adrian Chișinău, doamna Cevan Veronica, doctor în științe ale educației, director al Gimnaziului 51, Gheorghe Malarciuc, din Mureșul Vatra, Cernească Viorica, doctor în științe pedagogice, Universitatea Pedagogică de Statul în Creangă, Creangă Elena, doctor în științe pedagogice, Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Vioșan Zinaida, doctor în pedagogie, șef Direcția Protecția Drepturilor Copilului, sector Ciocana, municipiul Chișinău, domnul Palade Gabriel, doctor în economie, colegi financiar bancar Chișinău, doamna Turceac Setlana, doctor în pedagogie, director al Centrului Profesional de Perfecționare Profesorilor Rost din orașul Tiraspol,
și doamna Lucia Nenco, da? Lilia, doctoră științe de educație, Universitatea Liberă Internațională din Republica Moldova. Toate avizele sunt pozitive. Autorii apreciind structura lucrării, actualitatea temei, importanța teoretică, valoarea practică a cercetării realizată de domnul Frâncean Vasile. Deci atât, mă pot face. Da, vă mulțumesc. Da, vă mulțumim că domnul Frâncean vă expun părerea pe imaginea avizelor care au vorbit. Doamne președinte, stimați consiliul științific, chiar dat în privința avizelor obiecții nu am. Vreau să mulțumesc tuturor celor 8 cadre manageriale, inclusiv și colegi care au apreciat activitatea științifică și lucrarea respectivă și mulțumindu-le, le doresc dumneavoastră succes pentru mai departe. Da, mulțumim. Las loc. Ofer cuvântul domnul conducător, domnul doctor Calentat, profesor Constantin. Puteți așa, domnul. Da, mulțumim, președinte și membrii care consiliul științele specializat. În primul rând, eu colaborez cu domnul Vasile Dorceanu de un an și jumătate, undeva, pe parte mai bine. Eu nu sunt acela care a stat la baza planificării acestei activități științifice, da? Dumnealui a avut niște etape mai complicate, mai diferiți conducători, o parte s-au deplasat în alte țări și așa mai departe, și până la urmă dumnealui s-a insistat, am luat de urma mea, eu am plătat și eu diferit să-l ajut pe alți oameni, știți cum la noi, cineva putea profita că mai are un doctorat pentru a aspira la un titlu științific didactic mai mare, da? Dar nu am găsit și am fost, dumneavoastră s-a agățat de mine, că împreună eu vreau să mergem și să mă departe. Noi am făcut câteva schimbări radicale, de vreo 2-3 ore, am ne-am consultat cu urma de lume, că eu nu sunt cel mai indicat specialist în management, dar așa, ca cercetare, noi ne-am descurcat. Este un om foarte muncitor, ați văzut experiența dumneavoastră, dumneavoastră a hotărât și eu am pus întrebare, dar pentru ce vă trebuiește, dumneavoastră a vrut să finalizeze cariera profesională cu o teză de doctorat și eu înțeleg. Până la urmă am înțeles că da, dumneavoastră singur mi-a recunoscut că la început de cercetare nu a știut ca să fie atât de greu. Deseori, noi, în discuția noastră cu mai mulți practicieni, tot ne spun, ai voi cu teoria și așa acolo, dar dacă la practică, nu știu ce. E foarte greu să combini un lucru cu altul, să fie și un manager bun, dar și un teoretician, și un cercetător, și așa mai departe. Este foarte dificil. Dar acest lucru l-a simțit domnul Vasile, domnul Vrânceanu, pentru că vedeți că în discursul său am auzit mai mulți de vorbim foarte mulți că asta înseamnă că cercetătorul trebuie liber să poată prezenta materialul de care dumneavoastră lucrează. Dar sunt oameni, am luat spunea și mai bine, adică sunt oameni care ușor li se dă acest lucru, adică pot ușor analiza, sunt oameni care, de fapt, lucrează foarte mult, dar mai greu li se dă acest, de a face așa o prezentare. Oricum, dumneavoastră este foarte muncitor și foarte responsabil. Dacă îi spun la oară două să vin, eu vin cu o oră înainte. Dacă îi spun să facă aceea, le face o zi înainte. A fost atâta timp manager și acum a fost un manager bun și acum nu vă rețin prea mult. De ce spun cu un manager bun? Și a rămas pentru că acei care... Bine, acum nu mai sunt manager de 26 de ani. Acum nu o să mă laud de nimic cu... pentru că este alt sistem de management. Eu știu că managerul cu toată lumea, un manager bun, este atunci când are 2 teme, 10, 12 ani. Pentru că lucrând mai mult, poate nu toți, dar e demonstrat de acum că oamenii se inhibă dacă stau pe același loc. Ei, de fapt, nu mai sunt atât de creativi sau de nu dau așa rezultate bune atunci când vine unul nou. Dacă numești unul nou acum așa de cabinet aici, el din mâine începe să schimbe, să boxească, să schimbe ușa, nu știu mai fac, ce mai departe. Dar dacă eu stau aici 20 de ani, am zis, așa e bun, merge și așa. Așa că, dar dumneavoastră, de ce spun că a fost un manager bun? Pentru că acum, după ce a finalizat cariera, dumneavoastră a rămas ca director adjunct. Foarte rar să întâmplă așa, că tu fiind
20-30 de ani manager, pe urmă ei scapă din sfârșit și că duci și nu, gata, am terminat cu el și gata. Dar nu l-a rămas în calitate de director ajut, asta înseamnă că dumneavoastră a avut și o relație bună și o compartiment bună și o educată cu colegii săi. Adică atunci când colegii te păstrează, înseamnă că tu ai fost un manager bun. Eu vreau să-i doresc succes dumneavoastră. Dumnezeu e foarte activ, muncește și acum Dumnezeu se ocupă de aceleși colegi cu partea materială, pentru că cunoaște toate lucrurile foarte bine și mereu să folosesc de experiența domnului Răceanu. De ce eu doresc succes în continuare, multă sănătate și să ajutați și altul lume, să îndemnați și altul lume, cel puțin din manageri, aceia care atâta lucru practic îndeplinesc, dar de fapt nu vor să mai meargă și filiera asfaltă cu cercetare, pentru că o cercetare de asta care sunt în voastră aduce foarte mult beneficiu. Așa că am de mulțumesc și vreau să mulțumesc și membrii Consiliului Științific Specializat, președintelui și membrilor, că mi-ați acordat o mână de ajutor. Eu, ca răspuns, sunt gata la primul apel dumneavoastră, dacă este nevoie de ajutor, vin cât se poate repede. Vă mulțumesc și sănătate. Și noi vă mulțumim, domnul profesor Ciorbă. Dumneavoastră ați menționat că nu cunoașteți manageri. Dumneavoastră sunteți manageri de o viață și după cât știu eu, un manager foarte bun. De ce nu trebuie să fiți atent? Știu că știu. Ca cercetare, cu managementul nu prea am capacitate, da. Da, așa că succesul tuturor. Acum, conform regulamentului, urmează să pronunțe preferințe oficiale. Domnul profesor Gunțu este rex și va da știri avizul, dar puteți să citiți nu chiar. Nu tot. Da, mai mult. Da. Deci care este noutatea științifică? Științific, Fontanin Ciorbă, doctor în facultate științe pedagogice, profesor universitar, specialitatea 5.1 de ani, teoria generală a educației. Cu semnatul Buțu Vladimir, doctor în facultate științe pedagogice, profesor universitar, director al Centrului de Cercetări Științifice, Politice, Educaționale și Sociale, Universitatea de Stat din Moldova, în calitate de referent oficial, fac următoarele constatări, aprecieri și concluzii, cu referire la actualitatea cercetării și problematica abordată. Teza de doctor în științe ale educației, cu titlul Particularitățile dezvoltării competențelor manageriale la conducătorii serviciilor de învățământ, elaborată de Vrânceanu Vasile, este consacrată unei probleme actuale de un interes major sub aspect teoretic și metodologic. Investigația realizată reprezintă o contribuție importantă în direcția de cercetare în domeniul managementului educațional, axându-se pe stabilitatea particularităților de dezvoltare a competențelor manageriale la conducătorii instituțiilor de învățământ. În contextul evoluției societății, al influenței provocărilor lumii contemporane asupra învățământului și al rapidității cu care trebuie să se facă față exigențelor privind calitatea gestionării instituțiilor de învățământ, actualitatea cercetării în cauză devine incontestabilă, necesară și importantă. În comitent, aceasta scoate în evidență insuficiența cunoașterii din diferite perspective a managementului instituțiilor de învățământ. Una dintre aceste perspective ține de fundamentarea rolului conducătorului în acest proces, rolul de agent al schimbării. Expertizarea acestui rol solicită managerului abilități de identificare și dezvoltare a unor competențe necesare inițierii schimbării la nivel instituțional, afirmă doctorandul. Doctorandul aduce argumente importante și inovative privind actualitatea cercetării, managementul competențelor și conducerea școlii prin prisma competențelor. Constatăm că descrierea situației în domeniul cercetării asupra problemei dezvoltării competențelor manageriale la conducători este una complexă și se bazează pe lucrările celor mai valoroși autori din țară și din străinătate. Deci, cu referire la aparatul științifico-categorial și logica organizării cercetării. Metodologia cercetării este caracteristică unui studiu epistemologic,
realizat pe baza teoriilor, legilităților și principiilor generale pedagogice și specifice managementului educațional. Apreciem pozitiv cadrul științific o categorie a cercetării, în același timp constatăm că noutatea științifică și semnificația teoretică sunt doar anunțate și nu descrise ca prevederi complexe. Așa, cu privire la cadrul analitic al cercetării, constatăm că autorul, în cadrul analizei teoretice a diferitor abordări, a încercat să evidențieze mai clar, să elucideze mai clar cele mai importante noțiuni cheie legate de propria cercetare. Aducem doar câteva exemple. Definirea noțiunilor de management educațional, conducere, administrare, competență managerială. Apreciem în altă abordare a competenței manageriale de către doctorant, o abordare complexă cu un transfer în referința propriei cercetări. Cu privire la cadrul conceptual și metodologic, constatăm că autorul a prezentat modelul și strategiile de dezvoltare a competențelor manageriale la conducătorii din instituțiile de învățământ, ca și componente autonome în structura cercetării, ceea ce nu vine în contradicție cu metodologia cercetării. În acest caz, autorul deci trebuie să argumenteze clar conexiunea dintre ele, ceea ce doctorandul a făcut mai puțin argumentativ. Aici adresez doctorandul următoarele întrebări. Care este deosebirea dintre metoda didactică și strategie didactică? 1 și 2. Ce conținuturi ar fi aplicat în cadrul dezvoltării competențelor manageriale? Cu privire la cadrul experimental al cercetării, deci constatăm că experimentul pedagogic a fost organizat în raport cu contextul creat, în cadrul formării continue a cadrelor manageriale. În cadrul experimentului, autorul a obținut mai multe date care confirmă ipoteza cercetării. Apreciem calitatea aplicării metodelor statistice. În concluzie, autorul formulează particularitățile dezvoltării competențelor manageriale la conducătorii instituțiilor de învățământ. Este o abordare interesantă și originală. Deci, teza de doctor, particularitățile dezvoltării competențelor manageriale la conducătorii instituțiilor de învățământ, prezintă dovezi științifice importante și argumente convingătoare care confirmă imaginea unei cercetări complexe. Corespunde exigențelor regulamentare ale Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, iar autorul, Vasile Brânceanu, merită conferirea titlului științific de doctor în științele educației, specialitatea 53101, Teorie Generală de Educație. 26 august 2024, Vladimir Dulcu, semnat și avizat de secție. Da, și ați spus că două întrebări, da. Una practică deja s-a discutat, dar s-a discutat și a răspuns. Dar a doua, ce conținuturi ar fi aplicat cercetătorul, doctorat, în cadrul dezvoltării competențelor manageriale? Adică ce conținuturi ar fi aplicat în cadrul dezvoltării competențelor? E scurt. Aș fi aplicat așa activități cum ar fi, de exemplu, seminarul științifico-metodic, care reprezintă, în esență, un instrument de învățare și schimb de experiență. Altă activitate ar fi masa rotundă, care este una din tehnicile de învățare prin colaborare. Altă formă de activitate care ar fi fost folosită pentru dezvoltarea competențelor manageriale. Folosită este masterclass-ul, care este una dintre formele masterclass, care este una din formele eficiente care sigur dezvoltarea competențelor manageriale și ateliere de creație, care este o ședință de lucru practic, în domeniul atelierelor de creație mai mult am folosit în perioada activității mele ca director al Ministerului Educației în școală profesională. Mulțumesc. Ofer cuvântul doamnei referent oficial, doamna Gaștenina, doctor conferitar de universitar, profesor doamna Gaștea. Mulțumesc, stimată doamnă președinte, distins Consiliu, prezint atenție dumneavoastră, referatul de analiză a crizei de doctor în științe ale educației, particularitățile dezvoltării competențelor manageriale la conducătorii instituțiilor de învățământ, autor Vasile Brânceanu, conducător științific, doctor conferitar, profesor universitar, Constantin Ciorbe. Cu referire la actualitatea temei de cercetare și problematica abordată, menționăm că autorul
abordează o temă pe cât de actuală, pe atât de necesară pentru teoria și practica managerială, argumentată concludent în contextul schimbărilor societale, în procesul de dezvoltare a competențelor manageriale la conducătorii instituțiilor de învățământ, devine un deziderat esențial pentru a asigura un management performant și eficient, pentru a răspunde nevoilor și provocărilor din domeniul educațional, fiind un factor care determină succesul activității instituției de învățământ și un element esențial, indispensabil pentru progresul social. Prin urmare, ritmul schimbărilor tehnologice impune noi cerințe față de practicile instituțiilor și comportamentul managerului ca agent al schimbării pentru a direcționa instituțiile de învățământ către realizarea obiectivelor prestabilite. Aceste considerente îl conduc pe doctorand spre evidențierea necesității studierii particularităților dezvoltării competențelor manageriale la conducătorii instituțiilor de învățământ. Gradul de cercetare a temei este elucidat din diverse perspective, dovedind noutatea temei de cercetare în raport cu rezultatele investigațiilor științifice existente. În baza analizei literaturii de specialitate și identificării a două contradicții, autorul lucrării formulează problema cercetării printr-un enunț interrogativ complex cu privire la necesitatea determinării fundamentelor teoretice și metodologice ale dezvoltării competențelor manageriale la conducătorii din instituțiile de învățământ. Scopul și obiectivele cercetării reprezintă descifrări epistemice și metodologice ale soluționării problemei cercetării în deplină conformitate cu principiile unei cercetări pedagogice. Actualitatea temei, problema, scopul, obiectivele, repetele epistemologice și metodologia cercetării reprezintă un tot întreg prin corelatica unități epistemice ale unei concepții științifice originale, logic construite în acord cu specialitatea științifică 5.3.1.0.1, teoria generală a educației. Nivelul de argumentare demonstrează competențele de cercetare ale autorului, care a acționat în consecință de cauză în vederea soluționării problemei de cercetare. Din perspectiva structurii și conținutului, teza este elaborată corect, fiind structurată în trei capitole. O viziune de ansamblu scoate în evidență faptul că domnul Vrânceanu adoptă un demers de cercetare tipic pentru științele educației, sunt definite și prezentate conceptele, sunt elaborate repere metodologice ale unei intervenții formative, și este conceptualizat și realizat experimentul pedagogic. Calitatea și valoarea cercetării rezidă însă în particularitățile specifice ale concepției, cercetării și rezultatele obținute, prezentate în teza de doctor. Întreaga configurație are la bază cele trei direcții, conducător al instituției de învățământ, competența managerială și strategii de dezvoltare a competențelor managerială. Definirea acestor, analiza și explicația relațiilor funcționale dintre ele oferă un câmp investigațional în care dinamica cercetării prinde contur. Linia logică a cercetării are următoarea configurație, analiza reperilor conceptuale și dimensiunilor managementului educațional, descrierea rolurilor, funcțiilor și calităților conducătorilor din instituțiile de învățământ, elucidarea caracteristicilor definitorii ale competențelor manageriale în structura sistemului de competențe profesionale ale conducătorilor din instituțiile de învățământ. În loc aparte, autorul atribuie clasificării resurselor educaționale, analizei standardelor de funcție ale directorului instituției de învățământ, stabilirii corelației dintre societatea informațională și competențele manageriale, constatând despre compatibilitatea și interdependența elementelor triadei, competență, autoritate, responsabilitate. Merită apreciere modalitatea autorului de a prezenta și explica multiaspectual conceptul de competență managerială, printr-o abordare comparativă a termenilor și proceselor apropiate, concluzionând despre complexitatea statutului și rolului managerului școlar în context social, cultural, politic, când performanțele școlare ale elevilor, precum și cele ale cadrelor didactice, sunt influențate de activitatea globală a conducătorului instituției de învățământ. Ca rezultat al incursiunilor realizate, doctorandul prezintă o analiză a varii modele de dezvoltare a competenților manageriale la conducătorii instituțiilor de învățământ general,
El încetând specificul acestora și necesitatea cunoașterii de către manager a metodologiei de conducere a instituției de învățământ. Acestea au determinat elaborarea și fundamentarea modelului de formare a competențelor manageriale la conducătorii instituțiilor de învățământ, axat pe 5 dimensiuni, fiind unul complex și consecvent cu o structură ierarhică clară și pertinentă a componentelor sale și a relațiilor dintre ei. Aceste caracteristici constituie premize reale pentru funcționalitatea modelului. În vederea proiecției modelului în plan acțional, autorul propune strategii de formare a competențelor manageriale la conducătorii din instituții de învățământ, exemplificând pe baza unui set de metode, procedee și tehnici selectate din literatura de specialitate. Este important faptul că strategiile vizate nu se concep prin preluarea și aplicarea rigidă și uniformă a unor recomandări teoretice, ci dimpotrivă prin aplicarea lor flexibilă, adaptată la variabilele care intervin. Această abordare sporește aplicabilitatea modelului în practică și stimulează diversul creativ. Cu privire la fundamentarea teoretico-metodologică a cercetării, o apreciere de ansamblu al lucrării scoate în evidență aspectul aplicativ-metodologic al ei, care are la bază niște repere teoretice, clinic-documentare. Configurarea teoretică asigură suportul liniei logice a cercetării, fiind prezentată și apreciată un pic mai sus de către noi. Remarcăm multitudinea tangențelor dintre fundamentarea teoretică și cea metodologică, dar și diferența dintre aceste aspecte importante ale unei cercetări științifice, ultima configurând inovația științifică și produsul cercetării. Deci, concretizăm raportul de interrelaționare dintre aceste două fundamentări, dar și cel de subordonare sau de determinare, pentru că o bună fundamentare teoretică constituie o premiză fermă pentru o bună fundamentare metodologică. Remarcăm claritatea și corectitudinea fundamentării metodologice care începe cu elaborarea competentă a elementelor aparatului, categorial de noțiuni. Există o corelație corectă și clară între elementele acestuia, iar finalitatea majoră a aspectului metodologic rezidă în elaborarea unui demers formativ orientat spre demonstrarea creșterii efectului formativ al subiectelor implicați. Demersul experimental urmează un traseu tipic. Configurația se bazează pe cele trei ipostaze ale experimentului pedagogic, doar că acestea sunt însoțite de elemente adaptate specificului problemei care atribuie cercetării inclus de valoare. Menționând totuși structura eșantionului experimental 258 de subiecti, dar și descrierea analitică multiaspectuală a eșantionului care demonstrează reprezentativitatea acestuia și anume analiza după funcția administrativă, după vechimea de muncă, din punct de vedere a studiilor obținute și, de asemenea, menționăm diversitatea instrumentelor utilizate, descrise detaliat și prezentate în anexe, cele patru instrumente la care a făcut referire și în teză, dar și în prezentare. Merită apreciere corelarea valorilor profesionale ale cadrelor manageriale din educație cu standardele de competență profesională ale cadrelor de conducere din învățământul general, prezentate în tabelul 3.6, și profilul de competențe al cadrului managerial din instituțiile de învățământ, configurat ca rezultat al sintezii legăturilor statistice semnificative, evidențiate în baza rezultatelor experimentului de constatare și prezentate în tabelul 3.10. În baza demersului experimental al cercetării a fost folosit modelul unifactorial, before and after, cu un singur grup, având ca obiectiv principal evaluarea efectului programului de formare asupra fiecărui participant, înainte de formare și după formare. Scopul etapei formative a constat în dezvoltarea competențelor manageriale la conducătorii de învățământ în perioada anului de învățământ 2018-2019, care au participat la ședințele și seminarii organizate pentru directorii adjunct. Apreciem conceperea procesului de asigurare a contextului de formare a competențelor manageriale la conducătorii din instituțiile de învățământ prezentate în tabelele 3.15-3.19 și exemplele concrete de activități de formare realizate. Ca rezultat al activităților de formare au fost selectate datele pentru etapa retest, folosind aceleași instrumente de măsurare ca și la test,
care au permis autorului să scoată în evidență indicatorii, competența de conducere, creativitate, stimulare intelectuală, cunoaștere inovațională, atitudine inovațională, autonomie și siguranță profesională la subiectii care au făcut parte din grupul experimental și care au participat la activitățile organizate în cadrul etapei de formare. Așadar, menționăm că analiză, interpretare, predicție și sistematizarea rezultatelor obținute sunt logic structurate și argumentate științific. Analiza teoretică realizată, dimensul experimental efectuat, rezultatele experimentului pun în evidență valoarea incontestabilă a cercetării și sunt veridice datorită valorilor prezentate în tabele și figuri, dar și interpretărilor calitative realizate de autor. Problema științifică soluționată constă în investigarea teoretică și validarea experimentală a competențelor manageriale la conducătorii instituțiilor de învățământ. Valorile științifice noi, produse în cercetare, descrise în conținutul tezei de doctor, prezentate în conformitate cu scopul și obiectivele cercetării, la nivel suficient de documentare teoretică, reflectă calitatea demersului științific, contribuind la amplificarea cunoașterii în domeniu, generalizând noi perspective de cercetare, procesul de formare a competenței manageriale la conducătorii instituțiilor de învățământ, fiind conturate într-un set de recomandări adresate instituțiilor de formare inițială și continuă, cadrelor didactice și manageriale din instituțiile de învățământ general și cercetătorilor științifici. Valoarea rezultatelor științifice este dată prin publicarea celor 12 articole științifice, prin participarea la vari manifestări științifice. Aspectul tehnic și lingvistic al tezii demonstrează ajustarea textului științific la cerințele de machetare, redactare lingvistică, deși au mai rămas pe alocuri unele scăpări și în cazul în care domnul Crânceanu va dori să publice sub formă de un ghid, lucrarea va trebui să țină seama de ele, inclusiv dacă va dori să lase aceeași structura cuprinsului. Mai aveți pe alocuri unele incoerențe în titluri, de exemplu, la subcapitolul 1.2, la 2.1, în conținut aveți un titlu, iar în cuprins lipsește după două puncte. Da, aici un pic se vede cu alocuri cu ochiul și va trebui să mai vedeți pentru a lichida aceste neajunsuri. Respectarea eticii cercetătorului științific este evidentă prin corectarea abordărilor prezentate în text, ideile fiind fondate pe exemple adecvate din practica educațională, în acord cu normele eticii profesionale. Se constată faptul că investigația este realizată cu responsabilitate, cu respectarea proprietății intelectuale a autorilor, realizând trimiteri fidele la lucrările analizate. Aceste argumente etalate ne permit să concluzionăm că teza de doctor în știința ale educației, particularitățile dezvoltării competențelor manageriale la conducătorii instituțiilor de învățământ, specialitatea 5.3.1.0 într-o lege generală educație, realizată de Vasile Vrânceanu, este o lucrare finalizată, conține suficiente valori teoretice și praxologice, corespunde prevederilor actelor normative ale NACER și întrunește toate condițiile necesare pentru conferirea titlului științific asupra
doctor a acordat parcursul a întâlnirilor, că nu este în prima noastră întâlnire, dar am ținut cont și de observații care au fost și precedent indicate ele și vă spun că mă voi stărui și pe viitor cât îmi permite sănătatea să activez în domeniul respectiv mai activ. Vreau să mulțumesc pe domnul conducător. Așa, urmează discuție asupra valorii științifice a tezei la care participă toți doritorii. Pretendentul răspunde la obiect sugestiile vorbitorii după ce vor vorbi toți membrii Consiliului Științific Specializat. Poftim, domn profesor Celistrat. Eu, da? Da? Deci, stimată domnul președinte, stimată membrii ai Consiliului Referențul Oficial, deci eu îl cunosc, din fericire, mai mult pe acest director și doctor, care îl văd din bibliografie, bibliografie și studie, că are grad superior în felul. Are grad superior în mine. Este un lider și pe adevărat. Noi începem astăzi în ceea ce spunem, să vedem dacă este un cercetător și poate fi tot prevocat. Sigur, am spus, dar trebuie să menționez că el este una trăită de toate cele ce începea domnul Frânceanu să spună. Eu simțeam anumite emoții. Eu am avut ocazia să fiu de două ori președinte la bacalaureat, colegiu, și nu mănânc club de la munte unele aspecte din ceea ce a spus domnul Vinceanu în sus. Dar dați-mi în faptul că domnul președinte zice că voi trebuie să faceți analize prin 6 puncte, deci actualitatea timpului investigației este indiscutabilă fiind centrată pe dezvoltarea competențelor menegeriale a conducătorului Institutului de Învățământ. Gradul analitic al cercetării s-a produs printr-o analiză profundă, identificându-se particularitățile cercetării, respectându-se ghidul de realizare a timpului doctorat în Republica Moldova. Noutatea și originalitatea lucrării. Doctorandul a evidențiat paradigme, idei, concepte, teorii, care dezvoltă analiza procesului de formare a personalității managerului Institutului de Învățământ despre raportarea individului activitate, individ de individ, pornind de la particularitățile individuale ale conducătorului Institutului de Învățământ. Bazele simulorice ale cercetării constituie axul fundamental al cercetării, unde se vede contribuția doctorandului la abordări filozofice, psihologice, sociologice, pe care autorul vine cu definiții proprii a competenței neoliberale. Conceptualizarea ideii de cercetare și formularea problemelor științifice s-a produs în baza unui șir de contradicții formulate precis și bine documentat. În această ordine de idei, suportul metodologic al cercetării este adecvat din punct de vedere științific. Confirmăm în baza expertizei efectuate și metodele aplicate în cercetare, documentare științifică, analiză, sintetă, comparație, generalizare, sistematizare, clasificare ca metode teoretice, cât și metode experimentale și statistico-matematice, i-a oferit un instrument necesar unei cercetări bine organizate și realizate. A fost elaborat și un documentar științific modelul pedagogic de dotare a competenței
declarație. Rugăm Institutul de Învățământ, în baza acestei dimensiuni, standarde de formare în generelor, din Instituția de Învățământ, funcțiile, rolurile, calitățile. 2. Sportul meteorologic al lucrării. Doctorandul portului este logic și argumentat demersul cercetării valorii cu metodologie adecvată scopului, integrând mai multe metode tradiționale și moderne axate teorie și practică. Prin multe detaliere și figuri, dar și printr-un număr importător de publicații cu sentenții, cât și a politicilor educaționale europene și naționale, a realizat și modelat competențele unui conducător din domeniul educațional, poziția unui manager în cadrul sistemului de învățământ și a instructor de învățământ și el cum se comportă un manager, precum și strategiile pe care le au la el, cel care sunt subordonați sau la care se subordonează. Relevanța științifică prin indicatorul de evaluare a cercetării care constă în stabilirea și validarea fundamentelor teoretice și metodologice pe modelul de tutori de ajustare a competențelor mediare la conducătorii din Institutul de Învățământ, definește asigurarea practicii de succes în mediul personal și reprezintă premiza formării competenței manageriale conducătorilor Institutului de Învățământ, fapt confirmat printr-o cercetare procedurală relevantă. Dezvoltarea competenței de a conduce o formează pentru participare activă la evaluarea problemelor practice ca exercițiu de pregătire pentru viața activă, iar rezultate fie parțiale vor fi conștientizate că au rol al deciziilor pozitive ca asumarea responsabilităților pentru risc și succes. Aprobarea rezultatelor științifice s-a produs prin publicarea s-a spus. Considerăm relevante rezultatele asigurării contextului de dezvoltare a competențelor profesionale ale cadrelor manageriale, prin activități de formare axate pe obiective și realizate pe strategii prin activitatea interactivitatea metodelor de tehnici și procedee n-au vrut de-a spune. Strategia în cadrul dat pentru că metoda face parte dintr-o strategie. Dar, probabil, aici este vorba de altă strategie și despre metode care nu se includ, asta așa de mulțumesc în această strategie. Redactarea tezei. În viziunea noastră, textul tezei este clar, accesibil, teza conține concurs la fiecare capitol, pe conștiințul generale, cercetările, respectare etici, deontologie, în teză de doctor în științe ale educației în general sunt respectate principiile etice și ale deontologiei. Concluziile pe capitolul și cele generale sunt pertinente, iar recomandările sunt orientate spre asigurarea unei activități eficiente de formare a competenței manageriale realizările demonstrate și obținute de doctorand conduc la identitatea științifică acestei cercetări elucidate în textul disertației și în rezumat. Aceste declarații ne convin că lucrarea corespunde prerogativelor în acest. Doctorandul și-a format suficiente abilități de cercetare și acestea le permit să ne pronunțăm pentru conferirea titlului de doctor în științele educației domnului Dumnezeu Vasile la specialitatea 53-51 de român, teorie generală educației. Vă mulțumesc în înainte de a felicita doctorandul și mai ales conducătorul științific care a făcut mai multe încercări pentru a scoate această teză. Da, mulțumesc, domnul
doamna profesor Vărbăra. Stimată doamna președinte, onorați membrii Consiliului, domnule conducător, domnule pretendent, rectoratul de analiză a tezei de doctorat, elaborat a fost scris conform indicatorilor din titlul ANACEC și vom repeta anumite lucruri așa fiindcă avem aceleași criterii de analiză. În mod evident încep cu faptul că actualitatea firmei de investigații și problematica abordată este indiscutabilă, ori procesul de dezvoltare a competențelor manageriale la producătorii institutor de învățământ devine un desiderat esențial pentru a asigura o producere eficientă de succes și pentru a răspunde nevoilor și provocărilor tot mai numeroase din domeniul educațional. Aceasta, în viziunea justificată a autorului, implică dublă profesionalizare a conducătorilor institutor de învățământ repetată în cunoștințe și calitățile ce pun în evidență competența profesională pe o parte și competența de a conduce, adică de a fi manager pe de altă parte, însă și capacitatea de a dezvolta un sistem de relații eficient în mediul instituțional, care vizează atât relații subordonații, cât și cu alt subaltern, prin intermediul cărora sau partener, prin intermediul cărora se constituie un climat de muncă favorabil performanțelor așteptate. Recunoaștem că metodologia cercetării a fost determinată în mod evident de specificul domeniului de investigație și a impus metode clasice teoretice, care au fost deja menționate, dar și metode empirice, având la bază experimentul pedagogic cu toate etapele sale inerente, care de asemenea au fost menționate. Gradul de corespundere a metodologiei cu obiectivele proiectate și realizate este justificată și a permis desfășurarea echilibrată și consistentă a cercetării cu impact durabil și profund, sperăm, care nu se va opri la această etapă de cercetare experimentală, dar va continua cu discipolii autorului, deoarece deja s-a menționat că dumneavoastră muncește și conlucrează cu atâția manageri la nivel național, nu doar instituțional. De asemenea, ne dorim continuarea valorificării acestor rezultate prin evidențierea gradului de influență a competențelor manageriale asupra calității procesului educațional, așa cum ați menționat dumneavoastră, inclusiv prin extinderea intervențiilor formative asupra cadrelor didactice, nu a fost așa cu manageri, dar și asupra cadrelor didactice, care de asemenea sunt manageri de grad interior, și ei asigură această implementare la nivel de proces managerial în clasă de elevi. Și evident, astăzi, la început de an școlar, eu personal colaborând și cu studenții, cu colegii, vedem cât de multe dificultăți întâmpină colegii noștri la nivel de organizare și gestionare a grupurilor de copii. Nu mi-am dat seama că după 2-3 zile unii copii, nepoți, îți spun că nu mai vor la școală și tot așa o să spună și tinerii specialiști și iau lumea în cap și se duc. Mi-a deschis azi telefonul un director de școală ca să mă asigure, uitați-vă ce se întâmplă în clasa de elevi, că nu se înțelege nici în cer, nici în pământ și iată chipurile profesorului din clasă. Ce să facem, într-adevăr, copiii adunați din tot orașul și cercetarea dumneavoastră dovedește că asemenea investigații trebuie să-și lărgească aria de prindere și în lucrul, deci în activitatea managerială a cadrelor didactice. Ori ei se simt în foarte multe cazuri total depășiți
de funcțiile manageriale la nivelul clasei de elevi. Noi avem politici educaționale foarte bune, așa de bine sună obiectivul mileniu, sau cum numim acum obiectivul de rezultate durabilă, educație de calitate, avem atâtea documente strategice aliniate la nivel european, naționale și instituționale, dar ele urmează a se implementa și noi urmează a ne simți efectul în clasa de copii, așa cum așteptăm la toate politicii să le vedem ca un efect în societate. Analizând conținutul tezei de doctorat la două etape de bază, am fost și la etapa anterioare, considerăm că s-a produs o evoluție pozitivă. Textul final ne prezintă rezultate cantitative și calitative importante, expuse în mod, în cele mai multe cazuri, coerent și cu argumente de ordin practică destul de convingătoare. Cuprinsul este echilibrat, s-au menționat toate elementele de cuprins. Menționăm aici corectitudinea la general a majorității aspectelor tehnice de ordin formal. Tot ce s-a... Vedeți că sfilolog știu cum zic și eu, m-am mirat cu domnul Ciorcă fiind în alt domeniu, așa să războiesc ăsta, dar iată, este și o boală profesională că unii nu pot scăpa de el. Toate acestea au ținut spre atingerea scopului cercetării, care deja a fost enunțat în lucrare și se încadrează perfect în domeniul de studiu teorie generală a educației. Evaluarea critică a rezultatelor cercetării este un alt indicator de analiză și considerăm că aceste, prin cercetarea dată, autorul a reușit să soluționeze o problemă științifică importantă care vizează fundamentele teoretice și metodologice ale dezvoltării competențelor manageriale la conducătorii din instituțiile de învățământ. De asemenea, rezultatele, dovezile cercetării sunt prezentate de manieră esențializată în concluziile de capitole, în cele finale, însoțite de recomandări care vizează, deci toate pe domeniul nostru, științele educației. Deși termenul gândire critică este pe larg exploatat, valorificat ca element inerent al competenței manageriale, totuși evaluarea critică a autorului vis-a-vis de cele cercetate este mai modestă, pentru că dumneavoastră cercetătorii, vă rog, i-ați trecut aici în revistă, nu zicem că nu există aceste opinii proprii, dar fără polemici sau dezbatere. Asta nu este doar la dumneavoastră. Noi toți am trecut prin această etapă și avem frică la prima etapă a cercetării să polemizăm chiar și unele teorii din domeniu. Contradicțiile care au generat problema cercetării sunt două, exprimate în mod generalizat, și acestea sunt bazate pe practica managerială a autorului. Aprecierile noastre pozitive cu privire la caracterul de noutate al cercetării se bazează, în primul rând, pe afirmațiile reiterate ale pretendentului, precum că această noutate se evidențiază prin conturarea abordărilor conceptuale ale competențelor manageriale, se relevă prin fundamentele teoretice și metodologice ale dezvoltării acestor competențe la conducătorii instituțiilor de învățământ, ceea ce contribuie la promovarea inovațiilor în practica managerială. Acesta a fost accentul pe care l-am spus, dar și această noutate, bineînțeles, că este culminată prin acest model pedagogic de dezvoltare a competențelor manageriale la conducătorii instituțiilor de învățământ, pe care dumneavoastră l-ați argumentat și l-ați comentat începând cu pagina 17 din piesă. Aderăm la toate acestea și le-am urmărit în procesul nostru de expertizare, dar și în publicațiile anterioare la tema tezii. Tot a
aici la noutate este și rezumatul contribuției personale a autorului, dar și originalitatea investigației, așa cum a fost ea propusă în introducere. Și variabile care implică particularitățile măsurabile, autorealizare, autonomie și siguranță profesională, toate care dumneavoastră le-ați spus, toate se înscriu în acest cadru original, inovativ, al cercetării dumneavoastră. Cât privește profunzimea discursului științific, dar și stilul, corectitudinea, claritatea și precizia exprimării sunt calități ale cercetătorului, pe care le recomandăm a le dezvolta și în perspectivă. Este aici un nivel, bineînțeles, dumneavoastră o să mai o să prindeți gustul după această elaborare a acestui text al tezii de doctorat și o să dezvoltați acestea în continuare, deoarece acestea sunt niște valori esențiale în retorica academică, dar și vor ține de diseminarea rezultatelor viitoare ale cercetării în întreg spațiul românesc. Considerăm în mare corect concepute și implementate, valorificate, aparatul științific și referințele bibliografice. În mod evident, nu s-au putut prinde numeroasele contribuții la temă, inclusiv unei resurse de referință din arealul nostru, dar și din afară, o perioadă atât de îndelungată ați cercetat și ați prins atât cât a reușit un practician să țină în vizorul său. Cele 12 lucrări științifice elaborate la tema tezii reprezintă un aport bibliografic valoros în dezvoltarea științelor educației în general și a managementului educațional în particular. Versiunea tezii consultată de noi are două lucrări în curs de apariție, îmi pare că nu, aici am pus un semn de întrebare să verific, dar în continuare dumneavoastră o să, la prezentare la ACEC, o să vedeți dacă aceasta, m-am verificat acum teza, că eu am făcut în baza unei variante anterioare. Recomandările finale privind adaptarea activităților formative elaborate în diverse sarcini educaționale, formale și non-formale, cu scopul de dezvoltare a competențelor manageriale, pot servi în continuare drept fundament pentru alte forme de organizare a practicilor de dezvoltare profesională a cadrelor didactice din instituții de învățământ. Am notat acest lucru, sunt coordonatarea unui program de master la management educațional. Iată, dumneavoastră și răspunzând la întrebare, ați spus că acesta este un aspect vulnerabil, fiindcă totuși recunoaștem și în ultima analiză care a făcut într-un raport UNESCO, am văzut că la manageri lipsesc mai multe module sau instituția care prestează servicii ține cont de cerințele grupului de formare și nu reușește să includă uneori module elementare, de exemplu, educație inclusivă. Este obligatorie pentru a fi inclusă în modul de informare, dar managerii recunosc că niciodată n-au făcut cursuri la educație inclusivă și zic, cine vă învață? Noi învățăm de la cadrele didactice de sprijin, din centrul de resurse care se duc la sapurile acestea și fac zic, vai, de mine, dacă ne limităm, plus legislația, bineînțeles. Dar formări, am dat un singur exemplu cercetat în ultima perioadă și aici subscriu la ceea ce a scris dumneavoastră, la aceste recomandări de ordin practic. Sunt foarte importante și, într-adevăr, trebuie să extindem și să solicităm intens schimbări la capitolul dat, așa cum spuneți dumneavoastră, inclusiv în vederea responsabilizării actorului educațional în rezolvarea problemelor comportamentale manifestate în diferite situații. Și recunoaștem că acele provocări despre care ați vorbit dumneavoastră sunt deosebit de importante, atât pentru dumneavoastră, cât și pentru evoluția fiecărui cadru de conducere. Dumneavoastră ați avut totuși parte de un ghidaj
științific valoros. Domnul profesor Ciorbă v-a ajutat și ați reușit să duceți la bun sfârșit această teză, acest efort de adezire al dumneavoastră, prin inclusiv demonstrând pus valoare la partea aceasta practică. În final, confirmăm corespunderea rezumatului cu conținutul tezii, fiind elaborat de manieră esențializată, 100% conținând materialul de teză de doctorat. Și în concluzie, în baza evaluării finale realizate, conform indicatorilor parcurși, ne pronunțăm pentru conferirea titlului științific de doctorul științei educației domnului Vasile Turceanu și adresăm felicitări, urându-i mari succese în continuare și valorificare rezultatelor cercetării. Și domnule conducător, da, mulțumim, doamna profesor, pentru referat de analiză foarte detaliat. Pretendentul la titlul științific va lua în considerare pentru a disemina rezultatele realizate în activitatea practică a medicilor din învățământul general. Poftim, doamna profesor. Într-adevăr, scuzările accelerate care se produc la toate nivelurile, în toate domeniile, în toate sferile, ne pun într-o competiție de ordinul dezvoltării personale și profesionale, să facem față acestor provocări atât cât ne reușește, pentru că nu mai putem ține pasul inovațiilor, cu ceea ce ridicare preț, inclusiv și managerilor instituțiilor de învățământ, care au și atribuții multiple în gestiunea unităților de învățământ. Și activitatea profesională a pretendentului la titlu a permis formarea acestei teme de cercetare, în care a încercat să, m-a menționat și în prezentarea pe care a avut-o, să punctez un punct de vedere asupra dezvoltării competenței manageriale la consultatorii instituțiilor de învățământ. Deci, ce zic, un punct de vedere, pentru că, prințeles, această temă poate fi dezvoltată și pe parcurs diferite punctul de vedere și oricum va fi actual oricum. Deci, cercetarea pedagogică despre sfârșitul tezii pe doctorat reprezintă un produs științific de înaltă actualitate, de obiectiv și reală necesitate pentru menținerea instituțiilor de învățământ. Este deosebit de important în contextul promovării active a calității serviciilor educaționale determinate de competența managerială a stadiilor secundice. Textul lucrării este structurat de conformitate cu succesurile regulamentare, autorul prezintă o imagine complexă a domeniului de cunoaștere explorat, de regenerare a educației, conectat la alte domenii de referință, cum este management educațional, în general și management instituțional de învățământ în particular. Valorile științifice create de autor, descris în teză, în rezumatul tezii, dar și în cele 12 publicații la tema cercetării, evidențiază existența raportului între indicațiile ce transcurs cunoștințe despre management educațional, oferă posibilitatea concentrării asupra fundamentelor a principalelor probleme ce fac fi obiectul preocupărilor de valorificare educațională, a competenților manageriale în structura sistemului de competență a conducătorilor din instituții de învățământ. Autorul cercetării abordează un subiect de mare actualitate în domeniul științelor de educație, evidențiind specificul dezvoltării competențelor manageriale la conducătorul instituțiilor de învățământ, din perspectiva rolurilor și calităților unui manager de succes. Conținutul tezei dezvoltă competențe de informație ale autorului de a lista tema, de a forma ipoteza și o calitate pertinentă în studiul experimental. Apreciem contribuțiile originale ale cercetării pe următoarele dimensiuni. Dimensiunea teoretică este fundamentală a cercetării, prin care sunt delimitate și prezentate reperii conceptuale ale managementului educațional, descrise rolurile, funcțiile și atribuțiile conducătorilor de instituții de învățământ, delucitate caracteristicile definitorii ale competențelor manageriale structura sistemului de competențe profesionale ale conducătorilor instituțiilor de învățământ. Autorul cercetării formulează un șir întreg de argumente prin pot
pentru conceptualizarea demersului de dezvoltare a competenței manageriale la conducătorul instituțiilor de învățământ prin analiza diverselor modele de dezvoltare a competențelor manageriale pe care le are în preză, le-a și prezentat în raportul său pretendentul la articol, modelul Brâncuș, modelul belgean la care a făcut referință, practic și elaborează propriul model pedagogic de dezvoltare a competenței manageriale la conducătorul de învățământ, structurat pe 5 dimensiuni, având la bază standardele de formare a managerului din instituții de învățământ, funcțiile manageriale, rolurile manageriale, calitățile manageriale și elementele determinate ale managerului educațional. Dimensiunea metodologică, elucidată în lucrare, reflectă competențele autorului de elaborare a designului experimentului pedagogic, proiectat și realizat în conformitate cu metodologia cercetării științifice. Autorul își axează linia de acțiune de activități manageriale aferente sistemului general de management al calității, planificate, asigurate, bine și îmbunătățite, orientate spre obținerea performanțelor profesionale individuale, atingerea nivelului optim de satisfacție și împlinirii profesionale a conducătorilor din domeniul educațional. Acest lucru a încercat, așa cum a știut mai bine, pentru că autorul într-un limbaj, am zis eu, accesibil, de înțelesul tuturor să reflecte în cadrul imersului educațional. Zic de înțelesul tuturor pentru că presupun că vor beneficia și vor lectura această lucrare colegii dumneavoastră manageri de diferite subdiviziuni a instituțiilor de învățământ. Dimensiunea practică se constituie din experimentul pedagogic formativ pe care îl apreciem ca un model de intervenție originală realizat în rezultatul evaluărilor preliminare, care a oferit oportunitatea de evidenția perspectiva dezvoltării competențelor manageriale cu accent prioritar pe dezvoltarea de competențe profesionale în domeniul prin exersarea rolului de manager în funcție de context, doctorate pe categorii manageriale, juridice, administrative și economice, educative și pedagogice. Forma finală a tezei se încadrează în cerințele de ordine tehnic, atât ca structură din iar conținut, cât și formă de prezentare. Astfel, teza de doctor în științele educației, cu particularitățile de dezvoltării competențelor manageriale la conducătorul instituțiilor de învățământ, la specialitate 531.01, teorie generală a educației, cercetare finalizată, axată pe o portă conceptuală, date factologice. Această concluzie ne permite să afirmăm că domnul Vrânceanu Vasile merită să se conferi cu vot științific solicitat de doctorul științei de educație, care o felicităm și felicităm și conducătorul științific pentru această realitate. Da, vă mulțumim, doamna profesor Maier. Dumneavoastră, stați așa, trebuie să vorbesc și eu. Deja cu ulterior dumneavoastră domnul Vrânceanu, dumneavoastră ați făcut parte de o comisie foarte competentă care au venit cu niște referate de analiză foarte detaliate. Deci, și anume au menționat tot ce este bine, dar v-au dat și unele propuneri pentru viitor și pentru a chiar disemina rezultatele care dumneavoastră le-ați obținut din cercetare și colegilor dumneavoastră. Am vorbit despre actualitatea cercetării. Bineînțeles că acum noi avem nevoie, deci este actuală tema dumneavoastră și va fi foarte mulți ani actuală, deoarece avem nevoie de conducători, de medici, care posedă competențe profesionale și, dar neapărat trebuie să posedă și competențe manageriale. Pentru că, după cum am menționat, managementul este arta de a utiliza știința în practică. Deci fiecare manager trebuie să posede acele cunoștințe care le-a acumulat pe parcurs la formare inițială, continuă, etc., să le disemineze în activitatea practică. Dar mai trebuie să posede și niște calități. Pentru că este foarte important și din cele spuse de dumneavoastră, noi am constatat că dumneavoastră sunteți un manager cu un stil democrat. Pentru că ați menționat că delegați funcțiile, ascultați subalterni, ceea ce ne-a impresionat foarte mult că dumneavoastră, așa că sunteți, ați spus lucrurile acestea. Deci, prin urmare, este important ca managerul, fiind
pentru că nu ești toată viața manager, ești pe perioadă oricare. Și atunci când nu mai ești, să-ți spun românii, să-ți lași un loc de bună ziua. Și tot timpul să te pui în, de exemplu, ea sunteți mici, vă gândiți cum ar proceda cu dumneavoastră, cum procedează cu dumneavoastră și invers. Deci dacă dumneavoastră ați fi manager. Ce sunt de actualitate a fost menționată de către referință oficială și susțin tot ce a fost spus. La dimensiune teoretică, vorbitorii au menționat că dumneavoastră, într-adevăr, deci capitolul 1 este foarte voluminos. Conform ghidului, trebuie să fie numai puțin de 30 de pagini. Dumneavoastră aveți mult mai mult și chiar eu am fost și la seminarul științific de profil, chiar eu v-am zis că să asigura echilibrul, deci volumul capitolului. Și aici la fel v-am făcut o propunere, de introdus aspect ce țin de părerea poziția dumneavoastră proprie. Dar, după cum am menționat și vorbitorii, fiindcă aceasta este greu de făcut, deși este mai ușor de constatat ce a spus un cercetător, ce a spus alt cercetător, dar neapărat trebuie și o deci, analiză critică. Fiindcă dumneavoastră nu puteți fiți de acord cu toate deci, afirmațiile. Cu atât mai mult sunteți un practician de experiență și poate multe lucruri de-ați putut să le analizați. Ceea ce ține de... v-am mai propus niște lucruri care ghidul, deci conform ghidului, lipsesc trimiteri la publicațiile autorului. După cum am văzut, în concluzii generale trebuie să fie trimiteri la fiecare capitol, unde se regăsesc deci cercetările dumneavoastră în acele concluzii care le-ați realizat dumneavoastră. În rest, vreau să zic că noutatea și orientatea științifică constă în conturarea abordărilor conceptuale de competențe profesionale și manageriale, relevarea fundamentelor teoretice și metodologice ale dezvoltării competențelor manageriale la conducătorii instituției de învățământ, ceea ce contribuie la promovarea inovațiilor. Iată, aici am vrut mai multe exemple de inovații care dumneavoastră le-ați promovat în practica managerială și ați elaborat un model experimental, pedagogic, de dezvoltare a competenței manageriale. În viziunea mea, el este un model foarte, poate să aibă o aplicație practică foarte bună, care poate fi utilizat și neapărat trebuie să-l publicați. La conducătorii de instituții de învățământ, poate fi și învățământul general, dar și la alții conducători. Este foarte bine și impresionat pentru respectarea eticii cercetătorului științific, deoarece acum s-a des foarte mult plagiat la foarte multe teze. La dumneavoastră este deci evidentă prin corectitudinea abordărilor prezentate în text, ideile fiind fondate pe exemple adecvate din practică educației, în acord cu, deci, cu normele etici profesionale. Se constată fapt că investigația este realizată cu responsabilitate. Autorul respectă principiile etice profesionale, cercetare nu s-a atestă elemente de plagiat. Asta este foarte bine. Apreciem textul științific al tezei, prezentat într-un stil științific, dar cum au menționat vorbitorii, mai sunt și unele lucruri care trebuiau să fie redactate. Valorile create în cercetare fiind descris cinci argumente teoretice interpretări care demonstrează maturitatea epistemică a cercetătorului. Deci sunteți un candidat valoric care aveți o experiență bogată și caracterul original, explicit al conținutului de idei lansate în investigație, validitate, funcționalitate de mersul formativ, care o orientează convingător spre aplicarea acestuia în practic. Vreau să menționez că nu mi-a temerit deci, experimentul de constatare, de formare, mai ales puteți elaborați o metodologie, un ghid metodologic, care poate fi utilizat. La fel aș vrea să menționez cercetarea științifică efectuată de domnul Brânceanu Vasile, sub conducerea domnului profesor Ciorba Constantin, a confirmat competența științifică. Am demonstrat că aveți competențe profesionale, aveți dar manageriale, fiind manager, dar aici le-ați confirmat și competența științifică. Pentru un doctorand care vine din practic este mult mai complicat, anume ce ține de dimensiunea teoretică. Putem afirma cu certitudine, teza de doctor, prin conținutul său teoretic și în mod deosebit, vreau să menționez valoarea praxeologică,
educați și utile pentru cei interesați în educație, cercetare și inovare. Reșind din cele relatate, consideră că teza de doctorat elaborată de domnul Lucian Vasile corespunde rigolul 1 cercetări științifice în domeniul științelor a educației. Și cu bună dreptate, dumneavoastră, meritați să se vă conferi titlul de doctor în științe ale educației. Aduc felicitări domnul conducător științific într-un timp foarte record, un an jumătate, deci dumneavoastră ați ajuns la finish. Bineînțeles că, după cum am menționat și antivorbitorii, deci domnul profesor, că foarte multe literatură este deja depășită, este acum sunt și alte lucrări care resurse care dumneavoastră le-ați putea utiliza, dar deja într-un ghid care o să-l elaborați, puteți să utilizați spașiți trimitere, pentru că sunt deja materiale care ar fi fost utile pentru cercetarea dumneavoastră. Și felicitări dumneavoastră pentru existența dumneavoastră și pentru dorința de a finisa ceea ce ați început din mai mulți ani. Și vă doresc cei ce ați acumulat, deci cei ce ați realizat, să diseminați și colegilor dumneavoastră. Vă doresc succes și acum voi oferi cuvântul conform regulamentului secretarul științei, doamna Sagăiescu. Va da citire proiectul de hotărâre referitor la gradul de voluntar și valoare științifică și practică a rezultatelor obținute în teză și la conferirea titlului științific solicitat. Poftim, doamna, teza de doctor în științe ale educației, particularitățile dezvoltării competențelor manageriale la conducătorii instituțiilor de învățământ, reprezintă o cercetare pedagogică fundamentală care are drept scop identificarea și descrierea competențelor manageriale la conducătorii instituțiilor de învățământ, precum și particularitățile dezvoltării acestora în contextul tendințelor actuale de evoluție a managementului educațional, axată pe ideea de management performant care se afirmă prin capacitatea de identificare a transformărilor, de sesizarea nevoilor, prin promovarea competenței profesionale și gestionarea optimă a tuturor resurselor și implementarea strategiilor inovatoare de conducere. În acest context, actualitatea temei de cercetare și importanța temei abordate este susținută de argumentul că sistemul de management educațional trebuie să se orienteze spre flexibilitate, diversitate, generarea, dezvoltarea și transpunerea în practică a ideilor noi. Condiții în care se impune problema cercetării, care sunt fundamentele teoretice și metodologice ale dezvoltării competențelor manageriale la conducătorii din instituțiile de învățământ. Noutatea și originalitatea științifică a cercetării constă în conturarea abordărilor conceptuale ale competențelor profesionale și manageriale, relevarea fundamentelor teoretice și metodologice ale dezvoltării competențelor manageriale la conducătorii instituțiilor de învățământ, ceea ce contribuie la promovarea inovațiilor în practica managerială, elaborarea și validarea experimentală a unui model pedagogic de dezvoltare a competențelor manageriale la conducătorii din instituțiile de învățământ, în contextul abordării schimbărilor în practica managerială. Semnificația teoretică a disertației se exprimă în identificarea competențelor manageriale în sistemul competențelor profesionale, actualizarea cunoștințelor științifice despre dezvoltarea competențelor profesionale și celor manageriale, elucidarea specificului de dezvoltare a competențelor manageriale la conducătorii instituțiilor de învățământ din perspectiva rolurilor și a calităților unui manager de succes. Valoarea aplicativă a cercetării constă în elaborarea și implementarea și validarea modelului pedagogic de dezvoltare a competențelor manageriale la conducătorii din instituțiile de învățământ și implică următoarele particularități măsurabile numite în lucrare variabile: autorealizare, autonomie, siguranță profesională, creativitatea, stimularea intelectuală, cunoașterea inovațională, atitudine inovațională. Originalitatea investigației este asigurată de calitatea disertației și tema actuală, iar valorile create de doctorand contribuie la dezvoltarea și completarea cercetărilor fundamentale în domeniul științelor educației. Cercetarea domnului Brânceanu Vasile este elaborată în conformitate cu cerințele regulamentare, are o structură logică, ideile valorificate sunt pertinente pentru aria tematicii specifice investigate și expuse într-un limbaj științific care poate cursuri bibliografice consultate sunt relevante. Dacă aveți, poate, da,
acum, conform regulamentului, membrii Consiliului Științific și redactat. Verbal, privind rezultatele votării membrilor Consiliului Științific Specializat, deci în 131.01.24.76, din cadrul Universității Pedagogice Stat Ion Preanu, 5 septembrie 2024. În vederea conferirii titlului științific de doctor în științe ale educației domnului Vrânceanu Vasile, în baza susținerii publice a tezei de doctor, tema particularității dezvoltării competențelor manageriale la conducătorii instituției de învățământ. Au fost prezenți la vot 5 membri ai Consiliului Științific Specializat. S-a votat pro 5 membri ai Consiliului Științific Specializat, contra 0 membri ai Consiliului Științific Specializat. Vă rog să votăm, membrii Consiliului Științific. Vă mulțumesc. Și îmi permiteți să dau citire decizii Consiliului Științific Specializat. În temeiul celor expus și în conformitate cu actele normative ale ANACET, Consiliul Științific Specializat, de 531.01.24.76, specialitatea 531.01, Teorie Generală a Educației, decide a conferit domnul Vrânceanu Vasile titlul științific de doctor în științe ale educației la specialitatea 531.01, Teorie Generală a Educației. A solicitat ANACEP să refereze domnul Vrânceanu Vasile diploma de doctor în științe ale educației. Președinte al Consiliului Științific Specializat Coșocarul Victorie, secretar științific al Consiliului Științific Specializat Zăgăievski Corina. Vă mulțumesc! Și acum, conform procedurii, se oferă cuvântul candidatului la titlul știinției. Da. Eu vă mulțumesc pentru susținere, vă mulțumesc pentru înțelegere. Voi ține cont de toate observațiile și propunerile. Înaintea de dumneavoastră, îndeosebi vreau să menționez detalierea care s-a făcut-o astăzi și mă voi stăruie să fiu de folos societății celor care mă înconjoară și temul educațional mai departe. Îmi aduc contribuția pentru îmbunătățirea, dezvoltarea lui, fiindcă experiența îmi permite să vă activez și mai departe. Mulțumesc! Permiteți să se declară închisă ședința.